ce merge ceai acolo? Gipsul Melisei. Și în sfârșit l-am scos! Super! Cum, Melisa? Da, uitați-vă și aici, vai! Iată, asta n-am văzut. Dar ce cubulinele astea roșii? Melisa, câtă durere ai tras. Salutare! Iată că a sosit și momentul mult așteptat! Scoatem gipsul Melisei! Mergem la spital și vom vedea ce spune medicul. Melisa, cât timp stai cu gipsul la picior? 3 luni. De fapt, avem 1 lună și jumătate. Pare o veșnicie, da, Melisa? Da. Eu nu știu cum va fi reacția ta când îți va scoate gipsul. O să ca pe lună? Așa zice Mircea? Dar pe cine aveți voi acolo? Pe pisica miau miau, tigruț. Motanielu? Iată și spitalul. Și să sperăm că pentru ultima dată revenim la acest spital. Să nu mai venim niciodată și nimănui nu dorim să ajungă la spital. Fie cu piciorul, fie cu mâna în gips. Doar dacă se scrie pe perete abonații. Da, o să scriem. Iată aici este un lift pentru cei care nu pot să ridice scările. Și pentru scaun cu rotile. Hai să mergem, hai să vedem. Dar dacă nu-ți permite să scoți gipsul, ce facem? Hai să te ajut. Singură? Mircea doar de să ți-l scoată. Măsurăm temperatura. Tot e bine. Și Mircea. Și Melisa. E bine, da? Hai să mergem. Hai să vedem dacă este medicul. Aici? Medicul tău nu este, este medicul de gardă, vedem ce spune domnul medic, dacă poate să-ți scoată gipsul. Am găsit cartela pentru că deja nu o găseam, era dată în arhivă, pentru că noi am lipsit, am stat în carantină și acum intrăm la alt medic să vedem ce putem face. În România. Ce taie abonații? Melisa, totul bine? Da. E mai simplu decât noi credeam. Da. Eu credeam că nu pot să mă uit. De se taie ca perete. Iuhu, medicul este fără gips. Poate să mergi pe scări, poate să stai pe tabacan, poate să rămâi pe tabulirul meu. Melisa, eu am mai mari emoții ca tine. Tu așa de liniștită ești? Eu credeam cu un fel de chestii durată de asta. De... Că tai fier, piatra. Trebuie să fie foarte uscată. Nu știam că așa îmi spune. Credeam că ceva mai grav. Cum, Melisa? Care e prima impresie?
faci radiografie pentru ultima dată, cred că. Da, eu nu mă bag. Să nu-mi pozeze în fața. Ce nu poți? Nu pot să țin picior. Este prea ușor, da? Da. Ce-i asta? Iată aici. Eu zic că aici, genunchiul. Aici a fost problema. Și mergem să vedem ce spune medicul. Hai. Intrăm. Și luăm gipsul cu noi. Mircea, hai ține tu. La revedere. Și medicul a zis că pe data de 6 aprilie trebuie să venim la control repetat. Ce este pe data de 6 aprilie, Melisa? Ziua mea de naștere. Iată, ați aflat și voi când este ziua Melisei. Am zis că nu ne mai întoarcem la acest spital, dar mai venim o dată pentru un control de rutină. Și iată așa, Melisa încă nu are voie să pășească în picior. Cel puțin încă o săptămână. Nu are voie să dezdoaie piciorul și să-l îndoaie. Iată că am ajuns acasă și să vedem ce este cu genunchiul Melisei. După cum vedeți, este altă culoare, este vânăt, echimoză avem aici. Și a privit ce e cu pielea Melisei. După o lună și jumătate, pielea ei deja a avut de suferit. Medicul a spus că trebuie să o spălăm cu apă călduță, apoi cu mușețel și să-i facem masaj, să masăm bine. Încă nu are voie să îndoaie piciorul, dar ea nici nu poate, da, pentru că a fost imobilizat atâta timp. Și hai să încercăm să spălăm, Melisa. Că când mi l-am scos din gips, da, era toată pielea așa. Toată pielea era așa. Și a privit, într-adevăr, e o problemă destul de serioasă aici a fost la genunchi. Da, parcă aici este carne moarte, parcă e... Piele, ia, vezi? Te doare aici? Uh-huh. Asta toată? Este un pic inflamat, parcă îmi pare mie, dar sperăm că totul este bine. Dacă ne-au scos gipsul, hai să luăm cu gel pentru copii și după asta o să spălăm cu mușețel, infuzie de mușețel. Da, și ai o piele foarte uscată. Și medicul a zis, ușurel, să masăm, să nu forțăm, ca să obișnuiască Melisa și să încerce câte puțin să îndoaie piciorul. Melisa, de cârjă încă nu a scăpat? Da, va purta cârjă, medicul ne-a spus, obligatoriu și nu are voie să pășească în picior fără susținere. Acum este încă mai periculos decât când era cu gips. Și punem infuzie de mușețel și ușurel iarăși masăm. Melisa zice că o doare. Fără gips, nu știu care e cauza. Și tati, ce te uiți? Curge! Nu-i nimic. Important să facem procedura Melisei ca să fie bine. Și acum cu ulei pentru copii prelucrăm aici pielea și în jurul genunchiului. Într-adevăr, ia uitați-vă ce culoare este aici. Așa, medicul a spus că aici a fost hematom foarte mare, de aceea și Melisa a avut dureri și la talpă, nu putea să pășească pe picior și aici. De fapt, ea nu durea genunchi, dar o durea, ce mirțelică, o durea sub genunchi, aici te durea, da? Și aici. Aici nu avea dureri, ea nici nu simțea. Eu aici doar așa puțin, stai că se vede aici ceva. Da, crăpătura a fost chiar aici, pe mijloc. De aici simțeam. Așa. Dacă din start nu simțea nicio durere acolo, pe urmă, te temi. Uite, medicul a spus, ușurel, să încercăm dacă poți să dezdoi piciorul. Melisa a fost foarte mult timp cu gips și nu poate, dar încercăm. Ușurel. Dacă nu poți, ne oprim. Cum a spus medicul? Încearcă tu singur. Ha, eu te țin. Ușurel. Dar dacă e pe pat, nu e fi mai ușor? Pe pat e mai ușor. Ne ducem să încercăm pe pat? Da. Încă de la mânduiet. Da. Hai să încercăm pe pat. Dacă nu reușește, nu forțăm și lăsăm așa. Mâini, poi, mâini, mai facem proceduri și tu singur ai să decizi când poți.
Prima dată încercăm pe spate. Hai, Melissa, să vedem dacă poți să ridici piciorul. Încearcă, singurică. Hai, încearcă. Cum îl ridici? Așa. Hai, 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 că e bine. A, îl ridici cu totul, dar nu poți să-l îndoi, da? Acuși. Puțin. Așa cum ți-a spus medicul, ușurel. Hai că puțin, hai că e bine. Este un pic. Bravo, Melissa. Gata. Acum hai să încercăm pe burtă. Așa, ușurel. Hai că e bun. Te doare? Da. Unde te doare? Și a spus doctorul. Și a spus doctorul. Hai, Melissa, pe burtică. Așa, s-o duce în sus, da? Da. Ce vânăt! Da, uitați-vă și aici, vai. Iată, asta n-am văzut. Da, ce cubulinele astea roșii. Sărmana, Melissa, câtă durere ai tras. Hai să încercăm. Hai, hai că e bun. O, iată, așa e bine. Ia-te cu degetele, mai. Măcar așa, cât e puțin. Dar nu pot nicio forță aici. Știu că nu depui forță, da. Dar un pic să-mi doaie, hai că e bine. Gata, gata, e suficient, e suficient. Și Melissa, lasă, că ușurie. A, iată, a venit și gipsul, care ne aduce aminte de... Abonați. De abonați. Dar în primul rând ne aduce aminte de niște amintiri triste, însă datorită vouă a devenit mai vesel. Ia uitați-vă ce colorat este gipsul Melissei și cu toate numele voastre. Melissa, ia-mi pune mâna să vezi cât de tare. Așa, e foarte tare. Haideți să vă arăt ce este în interior, ce straturi are. Primul strat este vată, un fel de vată în straturi, vedeți? Ia uitați-vă. Ca un fel de... După aia vine tifon. Ia uitați-vă câte straturi de tifon. Da. Foarte multe. Încă. Și? Asta nu știu ce-i. Hârtie? Asta este lipici. Aceasta este bandă. Da. Bandă adizivă. Ia, priviți. Și ultimul strat este gipsul. Gipsul combinat cu tifonul. Între vată și tifon este gipsul mai gros care ne l-au pus la Mercurea Ciuc atunci când ne-a acordat primul ajutor medical. Iar acesta de deasupra este stratul care ne l-a pus acasă după ce s-a rupt gipsul primul, adică primul strat. Și iată, așa ați văzut astăzi care a fost procedura, cu ce foarfică. Melissa inițial credea că o să fie mai drastică. Ceea ce am văzut, noi am căutat pe YouTube filmulețe cum se scoate gipsul, cam ne-am speriat. Dar a fost light, a fost foarte bine, ușor. Domnul doctor a lucrat cu grijă, permanent o întreba pe Melissa dacă nu atinge cumva pielea, piciorul și a fost totul controlat, la cel mai înalt nivel. Și iată așa, nu știu unde punem acest gips, Melissa. Pe perete. Deocamdată o să fie la tine în cameră. Și pe această notă, pozitivă deja, deja ne-a scos gipsul, ușurel trecem așa ca un bebeluș, ai stimbet smerg. Și noi vă mulțumim pentru toate mesajele. Încă o dată ne cerem scuze dacă nu v-ați regăsit pe această listă cu nume. După cum am promis, căutăm noi un perete în casă și vă scriem pe toți. Iar noi vă spunem pe curând, vă iubim, vă îmbrățișăm și vă spunem pa, pa!